Oameni buni, un personaj incomod pentru foarte multă lume, pentru foarte mulți oameni cu mulți bani și pentru forțe care doreau răul României. Declarațiile lui controversate provocau reacții dure din partea multora, persoane publice sau simpli oameni care nu erau de acord cu Vadim Tudor. Totuși se pare că fostul senator ar fi fost amenințat înainte să moară, ceea ce ridică foarte multe semne de întrebare. Și există site-uri care susțin că mesajele lui din acea vreme împotriva refugiaților care vin în Europa și construirea unei moschei în București i-au fost fatale. Iar pornind de la ideea că Vadim a deranjat foarte multă lume prin violența limbajului său, unele site-uri susțin ideea că politicianul ar fi fost lichidat. Există un plan al așa-numitei oculte mondiale de diminuare a populației României. Este vorba de niște forțe sataniste, de niște forțe oculte, francmasonice, transguvernamentale, transnaționale, de un guvern mondial ocult,